unul suferă, tu pierzi și nu mai ai nimic. Dar toate te duc la final în iubire, implacabil. Nu ai de ce să-ți faci griji de nimic. Dar de ce vrei mai mult? Ca să suferi mai tare? Da, pentru că numai așa poți lăsa lucrurile de care ești atașat. La ce ne trebuie acest mai mult? Ca să pierdem mai repede ego-ul. Cu cât durerea pietrei este mai mare, cu atât mai puternică va fi înjosirea și curățarea sufletului. Înseamnă că avem nevoie. Doar iubirea, adică abandonarea interesului personal, ne vindecă. Domnul este în tot. Acesta este singurul adevăr necesar să fie cunoscut. Și totul arată asta. Dacă vor mai multe satisfacții, le dă. Dar pentru asta vor suferi mai tare. Așa ajung tot la el. Toate drumurile merg la el. Lasă pe toți să fie ce vor, să facă ce vor. Fiecare lecțiile lui și ritmul său de învățare. Și totul le trebuie. Așa ne lasă și Dumnezeu, să fim ce vrem. Că tot la el ajungem. Nu avem unde fugi. Totul este bun și divin așa cum este. Nu te poți revolta pe nimic. Și noi trebuie să facem la fel ca și el. Să-i lăsăm pe oameni în pace. Orice intervenție va veni cu o lovitură din față. Răutatea noastră ne scade energia subtilă. Să lăsăm viața și oamenii să facă ce vor este tot ce trebuie să facem. Și este cea mai mare fericire. Să nu judecăm, ci să nu dăm sentințe. Că facem asta dintr-un ego și greșim. Să nu-i judecăm că au lecțiile lor și au nevoie de ele. Așa învață ei din greșel. Deci pierderea este necesară. Când vrei să intervii, este momentul să nu intervii. Când vrei să ai dreptate, este momentul să nu vrei nimic. Există întotdeauna un bine mai mare decât binele și acela este neplăcerea, necazul, pentru că îți distruge orgoliu. Și avem cel mai mult nevoie de ea. Egoul pierde întotdeauna și atrage suferința. Nu este de dorit mai mult binele nostru niciodată, că vom suferi. Pierderea de materie, de posesiuni, este un câștig imens pentru suflet. Cu cât pierderea este mai mare, cu atât cantitatea de energie vitală divină este mai mare. Cu cât ne ținem mai stâns de ceva, cu atât mai repede îl pierdem. La orice pierdere câștigi energie subtilă. Pierderea, înjosirea, umilința sunt un mare dar divin. Un mare ajutor de sus. Nu avem a ne plânge de absolut nimic. Când întâmpinăm greutăți și necazuri în viață, avem nevoie de ele pentru că sunt singura modalitate prin care noi primim energie vitală de sus. Când câștigi în materie, pierzi de fapt energie subtilă, adică viață și viitor și sănătate. Totul este pe dos decât credem noi. Noi suntem nefericiți și supărați când de fapt neplăcerea este salvarea sufletului nostru. Dacă ar ști toți că pierd viața atunci când vor materie și bine pentru ego, nu ar mai vrea nimeni înnebuniți când mai multă bunăstare, comodități, stabilitate, siguranța vieții, belșug și savoare. De ce vor să sufere? Pentru că nu-L cunosc încă pe Dumnezeu. Prin pierdere te încarci cu divin, viață și viitor. Și apoi numim lucrurile pe dos. Punem etichete la borcane inverse. Nu ai nevoie să câștigi. Ai nevoie cel mai mult să pierzi în toate. Nu sunt una cu el și au nevoie de suferință pentru că nu pot dărui. Dăruirea cu pierderea sunt egale. Toate duc în iubire. Când opusele le vezi egale, ai depășit lumea aceasta, ai depășit dualitatea și ești în divin. Când nu mai vezi diferențe niciune, când nimic nu te mai afectează, când lași viața să fie, ești în dumnezeire pe loc. Când vezi că totul este bine așa cum este, nu te mai vezi pe tine niciunde. Ai dispărut, real. Atunci numai El este peste tot. Atunci ești doar privire. Și este cea mai mare fericire. Să nu zici niciodată că vrei ceva pentru eu, ci pentru ego. Dar tu nu ești acela. Ființa divină din noi nu vrea nimic pentru sine. Ființa divină este doar iubire și dăruire și sacrificiu de sine. Și asta este cea mai mare fericire. Oamenii caută să aibă
Dar așa aș pierd liniștea, cumpătul și capăt o neliniște și mai mare, pentru că lumea este trecătoare și nu te poți baza pe nimic din ea. Totul curge. Dar cea mai mare fericire apare când depășim lumea. Când ne oprim din căutare, am găsit. Cel care este în liniște s-a unit cu Domnul. De fapt, nu este nimic de căutat, că deja avem totul. El este necăutarea. Când te oprești din căutare, l-ai găsit. El este admirația, privirea, contemplarea. Atunci când nu avem un eu care vrea ceva pentru sine, atunci l-am găsit pe Dumnezeu ca fiind chiar non-intervenția noastră, lăsarea de sine. Te-ai lăsat, ai intrat în divin pe loc. Domnul nu intervine niciodată și cu toate astea, toate lucrurile se fac și se rezolvă de la sine. Și atunci puterea lui crește. Când tragi cu arcul, liniștea din tine atinge ținta direct în centru. Am văzut un concurs de tras cu arcul în care concurenta care câștiga mereu nu se uita la țintă când lansa săgeata, ci căuta o stare interioară de pace. Cine o atinge, a atins deja ținta înainte de a trage săgeata. Liniștea este de obținut, nu bucurile lumii, ci lipsa lor este cea mai mare bucurie și fericire. Când lași viața să fie, a intrat în divin pe loc. Urmărește doar să nu intervii cu niciun comentariu sau judecată și să nu vrei nimic mai mult din lumea aceasta decât ai nevoie. Atunci știi sigur că totul va fi bine. Este miraculos. Nu interveni și toate lucrurile se fac de la sine în cel mai optim și armonios mod posibil. Nu este nevoie să ai nimic altceva. Fără efort. Acolo unde este efort de făcut sau de obținut, Dumnezeu nu este. Boala sunt atașamentele, zgomotul minții, neiubirea noastră. Nu boala există, ci atașamentele sunt boala. Boala este lipsa dăruire. Și cum ne vindecăm? Renunțăm la mai mult binele nostru. Bolile vin din prea mult bine pentru sine. Ne desprindem de ce ne place nouă cel mai mult. Aceasta este vindecarea. Cu renunțare, dăruire și acceptare, cu golirea de ego și umplerea cu fapte de iubire. Suntem prea plini de eu, de îndreptățire. Dar euul este identificarea cu posesiile. Deci avem prea multe posesii de care nu avem nevoie. Și atunci vine necazul sau boala ca să ni le ia pe toate. Pierderea a ceea ce preferăm noi este vindecarea. În cauza asta avem nevoie de pierdere ca de aer. Adunăm prea multă materie, energie joasă și de aceea ne îmbolnăvim. Adunăm prea multă energie joasă și pierdem energie subtilă, că plăcerile peste nevoie ne iau din viață. Ne dăm energia înaltă pe o energie joasă, a materiei. Cu cât scăpăm mai repede de surplusul energetic grosier, material, cu atât mai repede ne vindecăm. Că dăm energia grosieră și primim energie subtilă. Dai posesii și primești dumnezeire. Numai când ne reținem, când nu reținem pentru noi această energie joasă, noi ne vindecăm. Vindecarea este renunțarea la uman și lumesc. Atunci primim în schimb energie înaltă care hrănește sufletul. Dar trebuie real să dăm tot ce prisosește. Noi trăim atâta timp cât trăiește sufletul nostru. Dai eu, deci posesii, și primești iubire, sănătate, viitor, tot ce vrei, fericire. Plăcerile și egoul omoară sufletul și ne iau viața. Totul este o problemă de energie. Ca să avem o viață frumoasă, trebuie ca mereu să ne golim de eu, de binele nostru. Să nu-l căutăm, să nu vrem, ca să aibă loc unde să vină miracolul. Energia vieții, adică Dumnezeu. Noi avem prea multă energie joasă, materie, răutate, bani, posesii, care opresc intrarea energiei divine în sufletul nostru. Și energia joasă distruge energia subtilă și ne omoară. Numai energia subtilă ne ține în viață. Numai restrângerea și dăruirea și puținul ne dau viață. Tot ceea ce este mai mult decât avem nevoie ne ia din viață. Pierdem energia vieții. Dar a căuta cât mai mult bine pentru ego ne ia viața. Iubirea este lăsarea de sine, este pierderea binului propriu, pierdere de ego. Atașamentul de valorile materiale și umane ne ia viața. Eu mai mult, pentru mine toate, aduce ură, frică, supărare, mânie, furie. Dar energia abandonării și predării de sine
ne dă viața. Revolta că uite ce îmi face acela este doar o manifestare a egoului. Fără ego nu există revoltă, împotrivire sau replică. Există numai iubire, adică acceptare. Numai restrângerea materiei și dăruirea ne dă viață și energie subtilă. Dar adăugarea de mai bine la ego ne ia din viață. Egoul se distruge pe sine întotdeauna în mod perfect. Și Dumnezeu nu se ocupă decât cu destrămarea orgoliului nostru. Nu știm ce este Dumnezeu. El este iubirea și dăruirea ta, este acceptarea și cedarea ta. Noi dacă ne luptăm sau ne apărăm, ne despărțim de El pe loc. Singura luptă este cu ego-ul nostru, dar acolo Dumnezeu este nemilos și El se distruge singur. Tot ce vine din față este din noi. Cum să le spui oamenilor că sunt divin, ca să fii convingător? Dumnezeu este tot, nu pot înțelege decât prin durere. Așa sunt desprinși și se întoarce la suflet apoi că nu mai are pe ce să se stabilizeze. Suferința omoară mintea duală, ego, și de aceea ne face cel mai mare bine posibil. Tot ce zicem noi că este rău, nu este rău. Pierderea, durerea, suferința sunt mijloace divine de scăderea orgolului nostru. Când ne vine o neplăcere din față, este exact momentul în care avem nevoie să fim încărcați cu energie divină, cu iubire. Deci avem nevoie de rău ca de aer. Tot ce se întâmplă și noi ne plângem, avem nevoie. Și este pentru a-L vedea pe Dumnezeu peste tot, în tot ce se întâmplă. Și nu poți acuza pe nimeni. În toate este vorba numai despre atașament, adică despre lipsă de iubire. Noi punem lumea pe primul plan și atunci ne pierdem viața. Acesta este secretul unei vieți lungi și frumoase. Lasă lumea în pace și nu mai face nimic mai mult pentru a o avea. Nu o mai dori. Este cea mai mare fericire. Când nu acceptăm, vine oglinda și te lovește cu propriile tale arme, în orice fel posibil. Numai cei care îl văd pe Domnul peste tot, intră în divin, dincolo. Cei care se dăruiesc și acceptă totul așa cum vine și îl iubesc pe aproapele lor, care este Dumnezeu, aceia îl vor cunoaște față către față. Când nu învățăm lecția iubirii și ne opunem lui și rezistăm, aceea este coborâre în întuneric. Real. Cât se poate de real. Dacă nu le acceptăm, vom repeta până învățăm lecțiile de sus. În fiecare din noi este El, lumină și iubire. Și chiar dacă are ego, suferința pe care o aduce acesta, îl duce pe om tot în divin, în acceptare și iubire. Când în tine este numai iubire și acceptare, acela este raiul. Celălalt este sufletul tău, mâna lui este mâna ta, așa va fi mereu. Omul caută fericirile corpului, dar asta este moartea sufletului și toate acestea atrag nefericirea. Numai desprinderea te salvează. Când cauți lumea cu plăcerile ei, te îndepărtezi de Domnul și chem suferința în mod automat. Desprinderea este gol de sine însuși. Atunci ești cel mai tare. Când nu mai ești legat de nimic, adică Dumnezeu prezent, atunci ești cel mai fericit. Atașamentul atrage moartea real. Credința este desprindere. Numai cel care se lasă mâna lui se încrede total în el. Dacă în cauza plăcerile simțurilor peste nevoie, a dus suferință și iadul pe pământ. Dar nimic nu este rău până la urmă. Sunt desprinși cu forța, înseamnă că li se salvează viața. Suntem ceea ce iubim. Dacă iubim lumea, vom suferi. Dumnezeu este nu lumea, îndepărtarea de plăcerile simțurilor. De ce nu ai credință? Că nu acceptăm și nu se lasă în voia Lui. Cunoști pe cineva care se lasă continuu în mâna Domnului și nu luptă și nu se apără? Se opune vieții și atunci viața îi atacă cu forța opozițiilor. Dacă nu ești numai iubire, greșești întotdeauna. Suferința este opoziție la iubire, la Dumnezeu. Adică, în momentul în care cauți mai mult binele tău, tu te opui iubirii, te opui celorlalți, te opui lui Dumnezeu. Când ești în liniște, ești în paradis. Nu poți să te superi pe cineva care are ego. El îl întărește ca să-l piardă. Deci, e bine oricum. El atacă cu ego-ul, dar va suferi. Asta este calea lui. Nu poți să te superi că el, întărindu-și ego-ul, va suferi mai tare. Și o să și-l piardă, ca să ajungă apoi în iubire.
Totul este bun așa cum este, nu există rău. Ego-ul absolutizează părți și împarte bine și rău, dar totul este bun și divin și perfect așa cum este, pentru că toate vin de la un Dumnezeu care pe toate le face perfecte. Nu există decât iubirea. Și suferința este generată de ego, dar el se bate singur. Omul luptă cu ego-ul său și până la urmă se învinge singur. Dacă lupți, îți întărești eu și pierzi energie vitală, apoi chem necazului și suferi. Lasă-l să piardă. Nu este nimic rău în asta, va fi dus în iubire prin pierdere. Ei și ce dacă? Este bine oricum. Nu există nimic rău în lume. Este numai iubire. Nu ai nimic de comentat, nu ai nimic să spui despre nimic. Totul vine de la divin și gata. Întotdeauna un atac îi se răspunde în modul cel mai perfect posibil de către viață. Nu e nevoie să-ți faci griji. Dumnezeu este peste tot, Dumnezeu veghează, în fața ta este numai El, nu sunt oameni. Prin pierdere sufletul se purifică și de asta avem cel mai mult nevoie. Pierderea este mai importantă decât câștigul. Câștigul întărește ego-ul, dar pierderea întărește sufletul. Totul este perfect în lume și nu ai să-ți faci grijă de nimic. Atacul din față este din noi și dacă ne apărăm, îl întărim împotriva noastră și îi dăm și victoria, pentru că trebuie să fim desprinși și să ni se curețe sufletul. De ce sunt răi? Nu sunt răi. Au nevoie să greșească și să sufere ca să ajungă în iubire, pentru că ei nu știu că sunt divinul și nu știu decât, nu știu să iubească. Când ne lăsăm în mâna lui și nu ne opunem la nimic, nici ce vine din față, atunci curgem odată cu viața și intrăm în divin pe loc. Dar când ne opunem, armele din noi ne atacă din față. Sufletul nostru doar iubește și nu se opune lui Dumnezeu, doar ego-ul. Dumnezeu nu este dual. De aceea doar iubește. Dacă ai ego, vei suferi cu forța cu care ego-ul se luptă sau se atașează de plăcerile vieții. Nimic nu este rău. Vom învăța că nimic nu este mai presus de Dumnezeu. Oamenii își pregătesc singuri lecțiile de viață. Și e bine totul. Nu vor să dăruiască și să renunțe la dreptatea lor, la luptă și atunci suferă. Ei, și ce dacă? Totul în natură se lasă pe sine, în mâna Domnului, și noi nu putem? Când lăsăm pe noi, facem voia Lui și ne unim cu El pe loc. Și când suntem una cu El, în predare de sine, atunci pornesc miracolele. De ce nu le vrem? Asta este soluția la toate problemele noastre. Să ne lăsăm pe noi. Cum să le spui că sunt divin? Nu este nimic, află prin suferință. Îi desprinde cu forța și se întorc la suflet, că nu mai au pe ce să se bazeze. Când pierd în lume, le moare ego-ul, mintea duală și se întorc la suflet. Tot ce ni se întâmplă este ca să-L cunoaște pe Dumnezeu. Când nu acceptăm ce ne vine din față, că vine oglinda și ne lovește cu propriile arme, nu este nimic. Până la urmă vom învăța. Doar cei care îl văd pe Domnul este tot. Că este peste tot și niciun rău și vinovat niciunde, numai aceea intră în împărăția Lui. Cel care nu judecă sau nu intervine, curge cu divinul și este una cu el. Cei care dăruiesc și se lasă pe ei ultimii și acceptă totul așa cum vine și cum este și iubesc pe aproapele lor ca pe Dumnezeu, acela intră în împărăția slavei Domnului. Dar dacă ne opunem la ce vine din față, vom repeta lecțiile la infinit și ne facem viața un calvar. În toți este tot el. Că ego-ul lui o ia razna, ce contează, va fi adus înapoi. Sunt lecțiile lui proprii și trebuie să le învețe. Când iubim și nu judecăm și ne lăsăm pe noi, facem voia sa. În toate este numai El. Nu știm că El este peste tot și vine din față pe diferite paliere de vibrație. Și neplăcerea, și necazul, și omul care te înjosește și te umilește, sunt El. Lasă mereu de la tine, nu ai nevoie să câștigi sau să învingi niciodată, pentru că te lupți cu El, nu cu un om. Și ai nevoie să pierzi. Rămâi în iubire, iubirea trebuie afirmată. Nivelul de vibrație joasă atrage moartea. Dacă intri prea mult în simțuri, îți scade vibrația și asta aduce pericolul, necazul și bol sau moarte. Când pui fericirile trupului pe primul plan, aduci iadul pe pământ, vibrația brutală, cea mai joasă. Ca să creezi raiul, trebuie să te desprinzi de lumesc și uman. De ce nu poți să accepta asta? Ei nu iubesc, pentru că nu se lasă în voia Domnului. Se opun,
Iubirea schimbă vibrația, o face fină. În fiecare din noi este divinul și cum este egoul nu contează și nu te interesează. Prin suferință și agresiunea din afară, sufletul se purifică. La fel prin iubire, nu este nicio diferență. A nu mai vedea diferențe, a vedea opusele egale este raiul și nimic rău sau vinovați. Și cum să se schimbe dacă sunt dominați de rău? Ei nu știu că sunt divin. Asta este problema noastră. Ni s-a repetat că nu suntem. Dumnezeu este tot și egoul corupe o parte din suflet și joacă rolul de rău. Dar cu cât este mai rău, cu atât mai mult suferă și este adus tot în iubire. Totul este bun așa cum este. Când vezi opusele egale și nicio diferență, acesta este raiul. Desprinderea de dualitate. Dualitatea este suferință. Totul este pentru a-L vedea pe El în toate și a-L recunoaște ca stăpân. Ai venit aici ca să slujești la stăpân. Restrângerea ne dă viață, dar satisfacerea plăcerilor și adăugarea de bine la ego ne ia din viață. Iubirea este lăsarea de sine, dar atașamentul de materie te trage în jos în energie grosieră. Dar asta îți ia din energia subtilă și te omoară. Asta e material, nu poți mult timp, de aceea există somnul. Ego-ul se îmbolnăvește, adică atașamentul de valorile umane aduce durerea. Vindecarea corpului este scăderea orgolului, adică dezinteres de materie, uitare de sine. Să fii ca un distrat, neatent la tot ce prețuiește omul, tu să nu vrei lumea. Atașamentul ucide, ura, furia, supărarea, lupta pentru interesul propriu. Dar desprinderea ne dă viață. Renunțarea și retragerea ne încarcă cu energie subtilă, dar lupta și apărarea ne ia din viață. Să fii ca apa, moale și fără apărare, atunci ești de același fel cu viața, care curge și se varsă în divin. Divinul este sufletul, dar omul trăiește în minte, în ego, în haos. Știi când pierdem energie masiv? La consum. Numai când mâncăm, dar orice posesie ne ia din viață, căci este un obiect în minte. Când adăugăm ceva la noi, pierdem viață. Posesiile sunt eu pe primul plan și întăresc ego-ul și ne iau din energia subtilă, ne diabolizează. De aceea, ca să trăim, trebuie să avem cât mai puțin spre mai nimic. Că atunci nu avem cine să ne ia din viață, fără posesii nu avem ce pierde și nu există atașament. Și asta este sănătatea. Fără atașament, fără ego, ego-ul este ca o gaură neagră și ne ia viața.